sărbătoare mare în comuna Sălașul de Sus, acolo unde de sânziene, zi în care se sărbătorește și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, administrația locală a organizat evenimentul intitulat Ziua ei. Ea a fost declarată patrimoniu material UNESCO și este purtată cu mare fală de către domnișoare, doamne și domni, în special în zilele de sărbătoare. Cu acest prilej, la cetatea medievală Mălăiești, cu mic cu mare, oamenii s-au bucurat de reîntâlnirea cu cei dragi și au putut degusta produse tradiționale, dar și să admire frumoasele ii realizate de către artizane destoinice. Ea reprezintă principala piesă din componența costumului tradițional românesc. În jurul ei se conturează în mod extrem de plăcut celelalte elemente ale acestuia. Toate la oaltă, într-o armonie cromatică, dar și ornamentală, alcătuiesc unicitatea costumului popular românesc. Pentru români, ea tradițională este și trebuie să rămână un simbol național, un element care să ne evidențieze istoria, prezentul, trăinicia și continuitatea, dar și o caracteristică a viitorului nostru cultural, lucru pe care locuitorii comunei Sălașul de Sus l-au înțeles. Sălașul de Sus, prin patrimoniul bogat, continuitatea tradițiilor și bogăților naturale pe care le-a moștenit, este locul în care fiecare drumeț își găsește liniștea și bucuria de a trăi în comuniune cu tot ce este mai frumos și mai curat pe pământ. Pentru mine ea înseamnă fericire, bucurie, înseamnă România, înseamnă iubire, înseamnă tot ceea ce este mai frumos, așa, în două litere care compun acest cuvânt minunat, și această piesă, cea mai importantă a costumului nostru popular din acest an, este și patrimoniu imaterial UNESCO. Deci este prima ediție și nu putea fi un loc mai superb pentru a marca acest eveniment decât aici, în Țara Hațegului, comuna Sălașul de Sus, alături de doamne, de domni, de părinți, de bunici, de nepoți veniți din toate colțurile județului, care poartă cel puțin o ie, dacă nu, poartă în totalitate toate piesele vestimentare ce compun portul nostru popular. Deci să ne bucurăm de aceste lucruri minunate pe care le avem noi românii și fiecare zi pe care o trăim să fie o sărbătoare precum ziua de astăzi. Vizitatorii au fost primiți la eveniment cu plăcinte, cozonaci, pâine pe vatră, sucuri naturale, fructe, miere, prăjituri și, bineînțeles, nelipsiți virșii de Sălaș. Organizatorii s-au declarat încântați de faptul că mai toți participanții au îmbrăcat frumoasa ie. Știți că este o zicare, toate drumurile duc la Roma, toate drumurile duc la cetatea Mălăiești. Mă bucur că am putut organiza acest eveniment, ziua internațională a ei, la cetatea Mălăiești, care este o cetate medievală construită undeva în secolul XIV. Și prin acest lucru vrem să ne promovăm pe noi, să promovăm zona, să promovăm produsele tradiționale, după cum vedeți aici în cadru lângă noi, ia românească și la celelalte mese, produsele noastre tradiționale din comuna Sălașul de Sus și din județul Hunedoara. Muzica și dansurile populare, tradiții specifice sânzienelor și parada ei au asigurat bună dispoziție. Pe scenă au urcat mai mulți artiști autohtoni, între care și Bogdan Toma și renumitul taragotist Pera Bulz, declarat tezaur uman viu. Să descui, să intre de casă, ai dor și iar dor, la, că are ceva să spună, la e la